pace și bună ziua! Vreau să fac gomboț la Carmen, că de mult ar fi vrut ea gomboț. Am uitat să iau să cântărim, mă scuzați! Am fiert cartofi și să vedem cât are. Nu face mult. Atâta cât ai, e destul. Cât e care? Stai să văd. E vreo 700. 800 aproape, 800, da. 800, ca aici un da, da. Și aici la 800. 800. Și acum începem să facem gomboței. Vă pup, dragii mei. Facem cu caise și am găsit și câteva prune și facem gomboț. Știu că am mai făcut, dar ăsta e rețeta de astăzi. Gomboț cu caise și prune. Și pe mine mă arde la mână. Așa. Și acum au venit și rândul gomboților. Da. Cât e Carmen la noi, vreau să-i fac toate poftele. I-am făcut... Întorsuri. Nu vă spun ce bune au fost. Și acum facem gomboți. Și acum... Gomboți, nu mulți, așa, puțin de poftă. Că nu mănâncă nimeni atât de mult. Eu una, nu? Dacă tu nu ai voie. Da, și atunci... Eu dacă mănânc doi găluște, doi gomboți sau două găluște de prune cu caise. E suficient. Și mâine ce vrei, Carmen? Mâine nu mai vreau nimic, că mâine o să avem treabă, o să apară și tineretul revoluționar. O să vină Angi cu Daci și cu Natalia. Trebuie să-i așteptăm și pe ei cu ceva bun. Și o să începem apoi pregătirile pentru ziua lui Natalia. Și acolo o să avem ceva surprize pentru voi. Dar ne dăm silința să ne placă și nouă și vouă. Și cred că o să iese ceva frumos duminică. Și atunci s-a cam terminat cu plăcerile lui Carmen. Acum trebuie să facem plăcerile lui Natalia. Da. Facem ceva frumos. Da, ne străduim și sperăm să iese ceva frumos. Să știți că am dus din tortul lui Natalia, care am făcut de ziua ei, am dus la aici la noi, la piațul nostru, la domnii care vând acolo și doamnele care vând brânză și au zis că foarte bun, foarte bună e tortul. Mai eu nu știu, eu n-am gustat în el. Dar ce simpatică a fost doamna Viorica. Vai, noi am lăsat tortuletele la fiecare feliile de tort și am plecat. Și Rodica a uitat ce ai cerut, a uitat ceva să iei. Să ia brânză, să fac întorsul. Așa, să ia brânză. Și când ne-am uitat, doamna Viorica mânca din tort. Și așa rușine i-a fost că... că imediat... A fost foarte, foarte curioasă și imediat o mâncat după ce am plecat din tort și noi am surprins-o cumva, dar a fost jenată un pic. N-a fost tare dulce. Ne cunoaștem de atâția ani. Da. Bine, poate pentru că și pentru faptul că era filmată, nu știu. Da. Dar a fost așa un pic de jenă. Deci înseamnă că tortul
Le-a plăcut. Succes. Da, exact. Asta este esența și asta am vrut să scot în relief. Așa. Imediat facem bomboței. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartofi. Nu? Da. Cam așa. Unul nu a fost acolo la cântăreală, fiindcă a fost spart. Uh-huh. Tot era fleci și am zis să nu-l pun acolo, că se face mai tare. Da. Și poate chiar un kilogram o fi fost, o fi avut și el 200 de grame. Dar nu cred. Ia ca așa. Le pisăm. Nu știu ce am eu cu cartofii. Uite, așa sunt urmiros că aș pune aici un pic de ulei și să mănc. Ți-ți plac foarte mult cartofii, da. Fierți, da. Și mie, de altfel, îmi plac cartofii. Și eu folosesc la bucătărie mulți cartofi. Un exemplu la micul dejun. Eu m-am săturat de atâta, ori că o fi brânză, ori că o fi salam, ori ce o fi. Nu mai trebuie nimic. Parcă dacă mânci cu un cartof fiert, parcă e altceva. Dacă numai o feliuță de salam subțire o mănânci lângă un cartof, pentru mine e suficient. Completează cartoful. Da. Lipsa pâinii. Da. Și gustos. Și e gustos, da. Să nu spun că am făcut și prăjitură cu cartofi. Prăjitură, da? Cu cartofi, da. Și e bună? Așa, sigur. Deci prăjitura se face în felul următor. Vă arăt. Cam așa. Uitați așa. Așa e, așa e rețeta. Da, da. Atâta cartof și atâta un soare. Uh-huh. Înțelegi? Tot atâta. Și le amesteci un soare aia cu cartoful, spargi două gălbenușe, pui un pic de făină, sare, zahăr vanilat, coajă rasă de lămâie și ia să o prăjitură la cuvinte. Da. Cam așa. Poate o să faci și asta vreodată. Am făcut. Da? Da. Mi-a scăpat. Am făcut. Nu mă fac, că nu mai să fac un poț. Uite, mere am și să fac. Da, am văzut-o. Am văzut-o pușa, da. Nu te răzgândi, te rog. Păi, pentru mine nu-i mare lucru. Eu știu asta. Nu-i mare lucru asta. Punem o lingură, două linguri de ulei, așa, și punem un gălbănuș de ou, ca să nu cază. Vai, ce mic e! Nu uite ce! Cât e de mic, de! Scuzați, vă rog! Imediat vede! Da! Face Rodica gomboți cu? Oare dacă pun întreg cu tăpu? Da? Nu știu, n-am mai pus!
mai pus așa ceva. Dăm o farfurie. Hai să vedem. Hai. Că dacă nu riscăm, hai să vedem. Da, dacă este mai bun ca numai cu... Dacă se întâmplă ceva, tu ești de vină. Eu sunt de vină. Dar sunt convinsă că punem nu... Punem sare. Se întâmplă nimic. Să vedem. Păi dacă tu erai convinsă că se întâmpla ceva, nu-l puneai garantat, așa că... N-am mai făcut așa, să știi. Da. Sincer. Gălbenuș am pus, da? Așa n-am făcut. Făină vreo 200-300 de grame. Cât cuprinde aici? Deci, facem așa. Amestecăm bine. Ce culoare? Ai văzut ce culoare are? Albușii de vină. Foarte fain. Da? Nu mă crezi. Poftim. Da. N-ar ține o lingură. Așa. Da, are dreptate. Da. E bun. Ba da. Vezi? Asta poți să o mănânc toată? Da, bineînțeles. Mulțumesc. Crezi că mă ajută la mare? Da. Să pun aici jos. Să se vadă. Să vadă toată lumea. Toată lumea să vadă. Ia ca așa. Atât de ușor să fac gomboțe ăștia. Dar să știi că, uite, eu am unele cunoștințe care nu nimeresc acești gomboți. De ce? Nu știu. Ori și... sunt foarte tari. Și a doua zi moi și fain. Probabil da. Nu pune ulei. Probabil, probabil, da. Că dacă nu pui ulei, atunci se întâmplă asta. Să știi. Deci ulei... au ieșit așa, ca piatra de tari. Da. Da. Nu au pus ulei. Vezi cât ce fain a luat s-o făcut, da. Uite. Mai este câte un cartofial care nu s-a nimerit să fie topșit, cum zicea bunica mea. Topșit. Topșit? Da. Soacră mea iară zicea așa. Mă spăl pe mâini, și dau drumul la apă să fiarbă imediat. Bine, revenim. Scoatem sâmburul. Au fost spălați prunile. De acum eu scot sâmburile. Așa. Uitați așa. Și cai se punem. Dar nu știu dacă-s caisele astea potrivite. Toate-s moi.
acestea au fost urâte. Cam atât, cred eu. Aici punem sare. Așa. Așa. Până în altă, eu las la foc mic să pun ulei pentru presii, pentru pesmet. Cam așa. Apa se pune. Așa. Asta e așa. Aici e cu sare, fierbe apa. Aici e uleiul care vine pentru ăsta, cu urtea. Pesmet. Pentru pesmet. Aici spumele. Acum cauți zahăr vanilat. Scorțișoară vreau. Pentru prune. Poți să mai închizi, să nu faci prea mult. Bine. Aici punem zahăr, cam atât, puțin. Cam cât ar veni asta? Ce zici? Cam cât ar veni zahăr? 10 grame, nu știu. Da? Zic eu, nu știu. Chiar vrei să vezi? Nu. Am întrebat așa. Și peste zahăr, zahăr vanilat, nu? Da. Un pliculeț. Din cauza viteții a fost asta. Trebuie să mai iau eu odată. Un pic de făină, să nu lipească. Și mai trebuie și o frământată acum, că l-am deranjat acolo. Știi? Mhm. Asta e un cartof care se vede așa. Da. Să știi, Angi, că și eu am de lucru cu muștele. Păi fac cunoștință cu tine. Da. Ce zice, uite, Timișoreana asta? A venit în locul lui Arădeancă. Așa. Așa.
Luăm câte o plună. Și la plună trebuie asta. Zahăr pudră cu aromă de rom. Închidem pruna. Mamă, ce miros m-a venit acum de la... Serios? Ce frumos chiar miroase. Chiar ție, nu? Ba da, acum ziceam ce frumos miroase. Po, ce fain. Super fain. Închidem pruna. Și facem așa. O, ce bine miroase. Mai pune și câte o caise. Da, da. Caisa are și... Dar n-am mai spart-o și pe ea să-i pun zahăr. Păi am vrut să te întreb în... Lasă acum. În cai să nu pui zahăr. M-am grăbit. Știi? Numai puțin. Nu le-am pus eu pe smet. Aici. Mergem să vedem și noi cât pe zile pune în ulei. Aici trebuie să fiarbă. Cam așa. Da. Pe smetul să se prăjească. Apa fierbe și ne înapoiem înapoi. Ne înapoiem, pardon. Să vedem. Ce mai face pușa? Face bine. Face bine ceea ce face. Da. Uite așa. Face bine. Da. Bine, bine. E bine, bine, e foarte bine. Când pușa face... Gomboț. Gomboț. Zăluște. E bine, bine, e foarte bine. E... Și noi mâncăm tot, tot. Mânca sănătos. Că și eu mâncam la timpul meu. Păcat că nu mai poți mânca așa cum. Da, nicio problemă. Te-ai obișnuit. Am învățat așa. Ai văzut că îmi ciuguresc și din lubeniță, da. Și din piersici. Și, deci nu chiar strict. Nu e problemă. Așa. Mai o caisă. Asta e prea moale. Nu mă place. Nu place la tine. Ce zici? Nu place la tine. Nu, fiindcă Dacian a fost odată mic cu mine la Cosignația, așa se spunea. Și... Era o fată acolo atât de drăguță, exact dacă țineți minte filmul ăla Dallas
și era o fătuță blondă, frumoasă și o chema Luci. O știți pe Lucica? Dândara. Lucy, da. Și ea când vedea pe Dacian era topită după el. Uh-huh. Era mic Dacian. Da, da. Și ea sărăcuța și-o pus să o pară de la ea de acasă. Eu știu mai ce și-o fi pus să mânce acolo la... Ea era vânzătoare. Și odată să guste și să mânce și el o pară. Și lui perele îi place foarte mult că, ca dovadă că are pom în curte păr. Da. Și am încurcat borcanele. Ăsta trebuie. Și zice, dar mâncă, de ce nu mânci? Ea nu zice nimic. Dar ce am, dar mănâncă, de ce nu mănânci? Da, ea zice, are verme. Dar ce am fost iubit de toată lumea. Să știți. Sper să fac bine. Carmen, dragă. Dar tu faci bine. Tu ce faci? Nu spera. Păi da. Noi ne-am obișnuit cu tine. Serios? Deja știm ce poți. Da? Da. Așa că... Încerc. Încercăm. Am văzut ce iese din mâinile tale. Așa că stai liniștit. Nu fi așa modest. Cred că asta nu mă ajunge. Stai că o ajut. Așa am vrut să zic, să faci și să zic. Dar mai bine tac din gură că poate spun o prostie de... O ajut eu dacă lui ajutat. Ma să nu te spargi. Nu se sparge care albuș. Nu garantez. Ba, dar muștele astea sunt pericol. Pe cuvânt. Muștele astea... Foarte. Eu am avut aici plasă. Și Ciuciu, dacă chiar punem, o da afară. Chiar. Face cunoștință cu plasă. Și n-are, n-are rost. Care asta? E vanilie cu... Așa... Ce bun trebuie să fie caisa cu vanilie și... Ai. Se potrivește de minune. Să vedem acolo la pesmet. O să vi să arăt. Da. Pesmetul este gata. Vedeți? Este gata. Și eu papie și pun și zahăr. Acum, știi, la sfârșit. Începem. Nu-ți dai seama ce fain pe smetul ăsta? Ba, îmi dau seama. Așa. Apa, apa fierbe mai un pic și vor fi aruncate găluștele în ea. Yes.
Mai am una. Și după aceea... Da. Facem degetuțe. Știi tu ce sarea? Da, știu. Și-mi și plac degetuțele. Serios? Da. Da, fel și mie. Și eu le servesc cu plăcere. Asta e cam amărâtă. Da, pune-o și pe ea, că e bună. Eu pun, dar nu mai am zahăr cu vanilie. Nu-i nimic. Poate nimerește maică pe această. Și? Nu poate să o mănânce? Deci, Doamne, au pus rom la viață caise. Lasă, că nu e ea chiar așa pretențioasă sau... Ea mănâncă orice. Serios? Da. Nu e problemă. Degetuțele. Da. N-am mâncat degetuțe de când eram copil. Îmi făcea bunica mea. N-am mai avut. Și bunica mea îmi făcea. Și mie îmi plăcea mai mult să mânc aștia, să știi. Da. Că prunile m-ardea pe stomac. Da, exact. Le punea, nu știu cum, poate fără zahăr. Da. Și atunci nu îmi făcea bine la stomac. Eu de mic am avut probleme. M-a făcut gastrită de la 7 ani. Că n-am mâncat la școală, nu m-am ajucat. Da. Și atunci am învățat-o. Introducem găluștele. Mamă, cât e una de mare. Sper să încapătă-te. Încapătate, nu? Da, mai degețelele. Păi n-am împuns-o acum. Uite pe asta, mare. Am împuns-o. Ce băbană e. Uite că au ieșit și câteva degețele. Bine. Lăsăm 15 minute să fiarbă. Da. Și revenim. Revenim. Uităm că trebuie un pic acum așa amestecat. Să nu se prindă, nu? Să prindă, da. Uh-huh. Și acum le lăsăm să fiată. Revenim. Bine. Să ne scuzați că nu v-am arătat cum am străcurat. Ăsta v-am arătat pe smetul cum l-am făcut, dar nu v-am arătat cum am străcurat gomboță, fiindcă Carmen trebuia să vorbească cu băiatul. Cu boiatul, da. Pentru că stă de 2 ore la rând pentru a da unei doamne doctor trimiterea de la medicul de familie și nu vrea să-l primească și asta este. Las, că se mai întâmplă așa ceva și la da, cum să nu? Se întâmplă des. Păi asta te... Ia ca așa. De data asta eu îmi cer scuze.
Că atunci când s-au strecurat găluștele, n-am putut filma. Na, filma la asta. Toată lumea știe să pună în sâtă, în străcurătoare. Da. Și să străcure. Dar găluștele, îți dai seama că sunt gata când se ridică la suprafață? Da. Când s-o ridica la suprafață, mai ne las da? 5 minute să zic și gata. Uh-huh. Cine mâncă una din asta, a doua nu mai trebuie. Nu, garantat că nu mai trebuie. Eu, da, mândre îs. Și faine. Mândre îs și gogoloaie. Și mândre și frumoasă. Ai văzut ce a făcut albușul de ou? Mai iau și părinte. Uitați aici ce minunăție. Mama Dodica? Da. Am făcut supă. Da. Cu tăiței. Da. Acolo, acolo, uite, pe masă. Pe masă, poți da, să ridici capacul. Da, am văzut, eu mi-am simțit, dar nu mai întrebe nimic acum, deja miră. Aveți mâine. Noi mâine suntem mai vacaboante. Am fost două zile cu minți. Da. Dar treia zi nu mai se poate. Gata. Plecăm. Și dumneata, ai ce păpa? Da. Și gata. N-aveți voi grijă de aia, că nu... Ei s-a părut că a mâncat aici prea mult. Și de asta e rău. Hei, acum. Și tu. Da, da, uite, întreabă, o să vezi. Uite, degețelele. Nutli. Da, uite, ai făcut și bine. Degețele. Puțișoarele, zice la noi. Da. Da, pe ce? Da, așa le spune. Din ăștia făcea și mama și le spunea puțișoare. My God! Scuzați, vă rog. Asta e mama. Da, ea spune sărăcuța adevărul. Așa e. Și tu mai zici scuzați. Dar tu crezi că nu mai știe multă lume treaba asta? Da. Unguri zice și mai altfel. Unguri zice mai de tot. Mai de tot? Da. Să spui după ce terminăm filmarea. N-ai frică că spune acum în comentariu multă lume. Da? Stai să lasă. Scoateți-o pe mama, vă rog. Spuneți cum spune în ungurește. Ia uitați aici ce platou. Ce platou frumos! Hai să filmez mai aproape. Super! Aceasta a fost realizarea mea pe ziua de astăzi. Chiar nu mai fac nimic. Am făcut astăzi și micul dejun. Nu știu, nu l-am filmat. Nu l-am filmat, așa? Nu l-am filmat micul dejun. Micul dejun am filmat. Ce am filmat noi astăzi? Am filmat destul. Piața. Piața. Vă dorim numai bine, vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi și cu noi. Mă grăbesc, așa mi se câteodată mai grăbită. Eu spun că a ieșit minunat, uitați aici. Uitați, ia că asta e gălușca. Super. Vă dorim numai bine. Cum spun eu, Dumnezeu să fie cu noi și cu voi la fel. Să vă poarte de grijă și la familiile voastre, și la familia mea, și la toată lumea. Aceasta a fost realizarea mea pe ziua de astăzi.
Vă dorim numai bine, pace, la revedere. Și cum spun eu, vă pup și vă iubesc. La revedere! Yes!